Bine v-am găsit. Vă invit să vizionăm împreună tutorial aplicația Pinterest. Mai întâi mergem în browser și deschidem pinterest.com. În partea dreaptă sus avem Conectează-te. Putem să ne conectăm cu contul Google sau cu Facebook. Sau, bineînțeles, cu o adresă de e-mail. Eu m-am conectat cu o adresă de e-mail, dar mi-am conectat și contul de Facebook. Pinterest este un instrument pentru social media curation. Curation este arta de a găsi informația, de a o organiza într-un anume mod, apoi de a o prezenta întregii lumi folosind social media. Continuă ca duma. Vezi profilul public și ne apar cele două panouri care sunt private. Iar la salvat ne apar toate panourile care sunt publice. Haideți acum să vedem. În partea dreaptă sus vedem că avem fotografia noastră și avem o săgeată în jos. Și avem conturile tale, avem setări, apoi informații personale, gestionarea contului, instrumente de personalizare, conturi revendicate. După cum puteți vedea, eu am un cont de business, adică de afaceri. Și jos avem Deconectează-te, putem să solicităm o funcție, apoi în partea dreaptă avem Hub Business sau Blog Primar, creăm un pin, o reclamă sau un pin idee, statistici și reclame. Bine, acum vreau să vă arăt cum putem adăuga pe Pinterest. Scriem pinterest.com. Vedem aici sus că avem un plus. Iar aici ne apar toate pinurile postate de către noi pe Pinterest. Dacă dăm, putem să creăm un pin, un pin idee sau un panou. Noi acum vom merge la un videoclip și îl vom posta pe Pinterest. Pentru a-l posta, trebuie să avem instalată extensia PineIt. Apăsăm pe PineIt și apăsăm Creează un panou. Și vom scrie tutoriale. Activații. De colaborare. Noi dăm creează. Apoi dăm accesează. Uitați, ne apare tutorial, aplicația mobilă WhatsApp. Și a fost postat pe Pinterest. Mergem la următorul. Tutorial aplicată mobilă Skype. PineIt. Mergem la tutorial aplicată mobilă. Salvează. Și în final mergem la următorul tutorial. PineIt. Tutorial aplicată mobilă. Salvează. Apoi dăm accesează.
după cum putem vedea, zice că tu ai salvat în panoul tutorial aplicații mobile de colaborare online. Și după cum puteți vedea, cele trei postări apar în acest panou. Acest tutorial a fost realizat de profesorul Duma Cornel Lucian, expert de resurse educaționale deschise, tutoriale și religie, în proiectul Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru Toți, CRED.